Un puternic incendiu a izbucnit în această dimineață la un depozit de fier vechi de la marginea Craiovei. Flăcările au cuprins repede cauciucurile și alte materiale inflamabile, iar fumul gros se putea vedea de la câțiva kilometri. Peste 50 de pompieri au intervenit cu 13 autospeciale de apă și spumă pentru a încerca să lichideze incendiul înainte să se extindă și la vecini. Oamenii și-au luat orătăniile în brațe și au fugit din calea pârjolului. Incendiul a izbucnit în jurul orei 10 la depozitul remat de fier vechi și mașini de casat. Speriați de amploarea focului, vecinii au început să-și scoată lucrurile și animalele din curți. Dar era de așteptat, dom'le, că se întâmplă odată și odată, pentru că au mai fost cazuri în care s-a aprins focul, dar mai puțin. Există pericolul să ajungă și la casa dumneavoastră? Păi normal că este. Ce este de acolo până acolo? Cum s-a întâmplat? Mai de dimineață, este de pe la 11-12, așa. S-a întâmplat... Cum a izbucnit incendiu? Nu știm nimic. Oamenii sunt revoltați și susțin că nu e prima dată când la depozitul respectiv se produc incendii, însă astăzi a fost mai grav ca niciodată. Nu e prima dată când face explozie și ia foc ceva aici și așa. Deci nu e prima dată, dar acum nu știu ce se întâmplă și cum se întâmplă, că fum noi avem tot timpul aici și așa și nici nu aveau voie să fie cu fierul vechi între casele, între oameni. Și cum să nu fie panică? De azi dimineață în continuu s-a făcut din ce în ce mai rău. De câteva ore, de la 11. De la 11 mă trezi eu și era. Dar de dimineață își făcură ei focul să încălzească angajații, că așa fac, dau foc la cauciuc să angajeze și se extinsă. Se pare că focul ar fi pornit de la un aparat care secționa fierul vechi. Scânteile au aprins întâi cauciucurile și apoi s-au extins pe o suprafață de peste 1600 de metri pătrați. Zeci de pompieri cu numai puțin de 13 autospeciale au încercat să acopere întreaga zonă. Însă operațiunea s-a desfășurat lent pentru că suprafața incendiată era prea mare. Vorbim de depozitări de materiale pe înălțimi la 4-6 metri înălțime, greu de pătruns cu servanții, și acționăm în momentul acesta pentru localizare și ne concentrăm foarte mult pentru protecția servanților, pentru că există pericolul ca aceste butelii să producă răni și chiar flacăra să producă arsuri. Din fericire nu sunt victime, însă și la această oră sunt zone unde focul încă nu a fost stins.